numesc Muci Alessandro, sunt din Cotovameș, județul Neamț. Am 17 ani și sunt o persoană timidă, mai ales în fața camerelor. Mi-e frică să nu văd oameni că râd de mine, că zic că nu-i bine așa, nu-i... Timid cred că am fost de mic și mă emoționez chiar și când cânt. Trebuie să scăp de timiditatea care mă trage câteodată înapoi. Mă tem foarte mult înainte să intru pe scenă, tremur câteodată, nu știu. Bună seara, domnule! Mă numesc Muci Alessandro, sunt din județul Neamț, român și am 17 ani. Ah. Dar de ce Alessandro și nu Alexandru? Am fost născut în Italia și așa mi-au ales numele. Perfect. Și de ce te-ai mutat din Italia în România? Nu, am stat mai mult de 6 luni, am stat acolo, când după ce m-am născut. Nu ți-au plăcut pastele, nu ți-au plăcut... Pastele îmi plac, le mănânc, parcă zici că... Aolo, nu mai vorbi, te rog! Ai venit singur din Italia în România sau ai venit cu toată familia? Mama a rămas în Italia și m-a dus în România când a murit tatăl meu și au plecat înapoi. Și ai rămas cu bunicii sau cu cine? Am rămas cu tatăl și mama cumnatei mele. Și de atunci stai cu ei, nu? Acum, de la 11 ani, am luat în grijă fratele și soția lui. Am înțeles. Și mama ta nu s-a mai întors din Italia? Ba da, s-a întors acum cu COVID-ul, s-a întors în țară. Și cum te înțelegi cu ea? Așa, nu pot zic, n-am o strânsă legătură cu ea. Dar acum, după ce termin liceul, ce ai de gând să faci? Am zis că dacă am noroc și vă place cum cânt, chiar aș vrea să mă duc la Facultatea de Muzică din București. Dacă nu ne place cum cânti? Am să văd ce am să fac. Asta îmi place. A trecut nopțile, multe nu mai știu. Am început să cânt prin clasa 5-a, după ce am văzut la televizor un băiat care a cântat o melodie. Je suis malade a fost melodia. Și el mi-a plăcut cel mai mult de băiatul care cânta melodia și am zis să încerc. La început scârțeam, nu cântam așa de bine, chiar câteodată venea câteodată să-mi smulg părul din cap când cântam. De cel mai multe ori cântam singur în casă. Mi-era mai ușor. Nu puteam. Mă rușinam, nu puteam. Parcă ziceai că... Alte pasiuni ce mai ai? N-am cine știe ce pasiune. Fotbal, tenis? Fotbal când eram mai mic. Mă jucam în fiecare zi. Acum nu prea. La agățat ai mai ieșit? Nu prea sunt bun. Nu ești bun? Nu sunt bun la agățat. Că nici eu n-am fost deloc. Deci, ai timp să înveți. Și eu la 17 ani eram, vai de capul. Sau poate nici nu trebuie să înveți. Nici nu știu dacă spuneai atunci, nu sunt prea bun, cred că spuneam direct prost. Da. Păi și ai agățat ceva în ultima vreme? Nu. Nimic? Nimic. Ești singur? Acum da. Solo voce, solo chitară? Da, îți place vreo fată? Normal. N-am avut nicio prietenă până acum, nicio relație. Îmi place de o fată, chiar de când eram prin clasa 1, doar că mi-e frică să vorbesc cu ea. Mi-e frică de refuz și asta e, cred că, cea mai tare teamă, deocamdată. Ne salutăm, bună și atâta. Cum o cheamă? Nu vrei să-i spui? Nu. Tu-ți dai seama ce băiat poate să declare unei fete fix la televizor, în prime time, pe Pro TV, că o iubește? Sau că e îndrăgostit de ea? Sau că vrea să o țină de mână? De cât timp ești cu ea? Adică cu ea? Mă rog, cu ea de în când, cap. De cât timp ești cu ea în cap? Cu ea în cap. De mult are. De cât? Păi și de ce nu vrei să-i spui? Haide mă zi. Ești bărbat. Ești în friend zone? Acum da. Câte prieteni ai? Una. Cum ar putea? Cum ar fi cea mai bună abordare? Tu cum ai vrea, Raluca? Să fie direct. Ar trebui să o iei de mână într-o seară, să o tragi spre tine și să-i spui fata mea. Bine, nu-i spui fata cum, mea. Cum?
Să o iei de mână, să o tragi spre tine și să o ții tare, tare, tare strâns în brațe. Nu, că după aia s-a putut să se menea o îmbrățișare din aia cu toată energia ta. Și gata, atât și trebuie să faci. La urechi. Și după aceea vor veni lucrurile de la ei sine. Ei cânta vreodată? Da. Poate că asta e motivul din cauza la care nu... Na. I-a plăcut? Da. Te-a aplaudat? Da. Perfect. Alessandro... Ești pregătit? Da. Haide. Succes. Mulțumesc. Je veux parler d'un temps que les mains de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon matin s'étend là, accroché ces lilas jusque sous fenêtre. Ce nombre garni que Séverine n'oubliait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille, le doigt qui posait la bohème. Oh, j'ai fou. Nous étions quelques-uns qui attendent la gloire. Un bianco misero. Extraordinaire. Avec le vent de cours, ce sont les croix. C'est quelques vissos, je n'ai pas chaud et c'est pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille, le doigt qui posait. Capo meu. Lasă-mă un pic, deci trebuie să te iau în brațe, pe mine m-ai terminat. Vai, ce drăguț! M-ai terminat! Bravo, mă! Extraordinar, bă! Deci să știi că nu l-am văzut niciodată pe Smiley făcând asta. Mamă, mamă, bă, mi-ai dat decisivă. Eu nu știu cine-i fata despre care vorbești, dar ori e surdă... Zice ceva. Ascultă, prietenul meu, indiferent ce se întâmplă astăzi aici sau cu tine în concurs, tu nu ești de lăsat pe drum sau de pierdut. Eu te asigur 100%. Minunat. Să ai mare, mare, mare încredere în tine de acum încolo și să faci asta pentru că îți place să faci asta și iubești ceea ce faci și ne dăruiești și nouă cu o energie frumoasă tot ceea ce faci tu. Da. Ai cântat frumos, să știi. Ne-ai dat așa piele de găină, ceea ce e minunat. A cântat scump, mă. A cântat scump, da. Ai cântat de... Au crescut prețurile la terenuri, pe unde suntem noi aici. Superb. Asta ai cântat de rasă. Scump. Alessandro, și-am simțit eu în cântarea ta, mă. Așa un fel de tristețe. Dacă te uiți așa în spate la viața ta... Ce știi tu de la 6 luni de când te-ai întors în România și până acum, ai adunat multe momente în care te-ai întrebat care-i rostul tău, așa-i? Da. E greu să crești cum ai crescut tu, chiar și dacă l-ai avut pe fratele tău lângă, tot cred că ai adunat niște bagaj emoțional și trebuie să începi să-i dai drumul, mă. Prin muzică. Și lasă-o pe fata aia, că vine ea înapoi, nu mai trebuie. O să ai multe altele, eu îți promit. Alessandro, bă... Așa o surpriză n-am mai primit de mult. Era să-mi dau lacrima în colțul ochiului, serios. Exact. Și eu fac eforturi de multe ori să nu lăcrimez. Ești un munte de emoții. Ce ai făcut tu cu piesa asta, eu n-am auzit niciodată în România. Și am auzit niște voci
fantastice cântând piesa asta. Bă, cum ai ținut sunetele alea neașteptat, lungi, așa, extraordinar. Nu știu, tu ai mai cântat pe undeva? Adică ai făcut asta? Faci canto, muzică, ce faci? Canto fac un an și o leacă și asta a făcut în repriză COVID-ul. Deci o leacă. Deci asta vine din tine, mă, vezi că despre asta e vorba. Muzica vine din tine. Felul în care ai interpretat tu nu se învață nicăieri. Asta se trăiește. Și chiar dacă poate până acum te-ai gândit că soarta ți-a fost potrivnică, să știi că viața ți-a dat un dar pe care mulți nu-l au. Mulți îl visează. Darul de a avea emoțiile și de a le transmite într-un mare fel. Tu trebuie să cauți îndrumarea pentru a aduce vocea asta departe, în toate colțurile lumii. Botam? Uite-te la el, mă, că nu-i vine să crede. Da, deci eu ador în momentul ăsta ce se întâmplă cu fața ta. Expresiile de pe fața ta sunt pur și simplu adorabile. Ador tot ce se întâmplă acolo. De la mine e un mare da. Felicitări. Mulțumesc. Moga. Super. Așa arată fericirea pe fața ta, așa-i? Lasă. Exprimă prin muzică. Da. Ai un mare da și de la mine, Alessandro. Mulțumesc. Carlos. Da, 3 de da. Băi, Alessandro, cu 4 de da ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc. Felicitări. Băi. Bravo. Te așteptăm și data viitoare. Mai vino, mai cântă-ne și în pauze. Mulțumesc. La revedere. La revedere.